Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu cuvință era numai văzătorilor cuvântului și slujilor să vadă și adormirea Maicii Lui, Celei după trup, și să mărturisească taina ei cea mai de pe urmă. Că au văzut nu numai înălțarea Mântuitorului de pe pământ, ci și mutarea celei ce l-a născut pe El. Pentru aceasta de pretutindeni adunându-se cu dumnezeiască putere, la Sion a ajuns și a petrecut pe cea mai înaltă decât heruvimii, care mergea la cer, aceleia și noi împreună cu dânsii să ne închinăm. Ca celei ce se